Donald Trump spune că a găsit o metodă prin care ar putea opri definitiv războiul din Ucraina. Fotul președinte american spune că dacă va câștiga un nou mandat la Casa Albă, va opri cu siguranță conflictul dintre cele două țări, chiar înainte să pună mâna pe fotoriul Statelor Unite ale Americii. Candidatul Republicanilor la Casa Albă, Donald Trump, vine din nou cu promisiuni cu privire la un final al războiului din Ucraina. Fostul președinte american a declarat că dacă va fi reales în funcția de președinte al Statelor Unite ale Americii, va opri fără îndoială războiul din Ucraina. Deși a declarat în repetate rânduri că are un plan bine pus la punct, Trump nu a venit cu dovezi sau modalități concrete prin care poate realiza ce și-a propus. Analiștii în politică externă spun că în cazul în care sunt doar vorbe goale, declarațiile lui Trump ar putea pune presiuni atât de mari asupra Ucrainei, încât ar fi dispusă să cedeze o parte din teritoriile sale armatei ruse, toate în schimbul unei păci utopice. Deși nu și-a făcut încă public planul, Donald Trump a declarat într-o intervenție televizată că una dintre posibilele soluții este să pună presiuni repetate asupra liderului de la Kremlin. Primul pas și cel mai important, după spusele candidatului republican, ar fi să în Jumătățească prețurile la energie în 12 luni de la câștigarea alegerilor prezidențiale. Putin nu poate lupta cu petrolul la 40 de dolari per baril, a adăugat Trump. Tot în aceeași discuție, fostul președinte american a declarat că l-ar fi amenințat pe liderul rus că va plăti cu vârf și îndesat pentru invazia din Ucraina. De cealaltă parte, Dimitri Pescov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, nu este convins de spusele lui Donald Trump și spune că nu există o baghetă magică, deci e imposibil să faci ceva în 24 de ore. De aceeași părere este și Volodimir Zelensky, care spune că așteaptă acum ideile principale din planul fostului președinte american. În paralel, însuși, liderul ucrainean se pregătește să le arate celor doi candidați la Casa Albă, cât și lui Joe Biden propriul său plan de a opri conflictul dintre Ucraina și Rusia.